Salut, eu sunt Sorin de la Killer Maranaz, iar azi vorbim despre ce mai apare nou pe Cartoon Network în mai. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să rupeți în două butoane de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, precum și să verificați primul link din descriere. Știu că vă veți uita acolo. Ok, hai să începem. Știți că ultima dată vă spuneam la clipul despre ce apare în aprilie, că e posibil să avem Steven Universe soon pe Cartoon Network și la noi? Ei da, acum avem noutăți despre acesta. Noutăți care vin în mai. Tura asta Cartoon Network ne pregătește mai multe și oricât aș fi eu de entuziasmat că vine vara, anul ăsta nu va fi o vară ca oricare alta, dar oricum, încercăm totuși să fim pozitivi și să ajutăm și noi cum putem. Da, linkul din descriere. Primul link de acolo. În luna mai așadar, cei de la Cartoon Network aruncă noi cu pisicile fulge în acțiune. Despre acest serial n-am atât de multe să vă zic, el fiind un serial care se învârte în jurul lui Lion-O, protagonistul acestuia, obiectivul său fiind de a-l înfrânge pe Mumra. Serialul se numește Thundercats Roar, el având deocamdată 16 episoade, a câte 11 minute fiecare. Bun, acest serial a început în anul 2020, are 16 episoade, nu l-am urmărit și nici nu știu dacă o să-l urmăresc, pentru că din ce văd pe net, părerile despre el sunt extraordinare, adică are incredibilă notă de 1,7. Nici măcar filmul Five Gang nu are nota asta. Deci vă dați seama că este într-adevăr un serial extraordinar. Dar atât știm despre el, aparent Cartoon Network dorește să îl prezinte pe post. Deci da, veți avea parte, dacă vă uitați acolo, de un serial foarte reușit din toate punctele de vedere. Dar da, acesta este lucrul pe care Cartoon Network îl propune în această lună mai. Unii sunt de părere că acest remake al Thundercats ar fi chiar cel mai prost remake făcut până acum, iar comparațiile astea continuă din ce în ce mai des, unii spunând că în comparație cu acest serial, Teen Titans Go este o capodoperă. Bine, nu l-am urmărit, dar aș spune că partea ok, dacă este să mă gândesc la acest serial, este că cei care au lucrat, unii care au lucrat pentru OKKO, lucrează și pentru acest serial și îl fac tot în același stil, cu același stil de animație, dar este o problemă. Au făcut un remake după Thundercats din anii 80. Cred că era mai bine dacă făceau ceva nou de la zero, pentru că automat când faci un remake și e prost, o să atragi fanii serialului original și dacă văd că e prost, o să-ți dea mai mult hate. Și na, nu știu dacă l-au făcut intenționat să fie mai prost, bănuiesc că nu, au vrut să înceapă probabil ceva de la zero, pornind de la acea idee a Thundercats, dar e foarte prost, adică din ce se spune pe aici, nu l-am urmărit, nu știu, nici nu știu dacă o să-l văd, nu cred că o să-l văd, dar mulți spun că e prost tare și na, am tendința să-i cred, pentru că mai ales că e vorba despre un remake și de obicei remake-urile astea nu merg chiar de fiecare dată, nu iese bine, adică trebuie să te chinui destul de mult să-ți iasă ceva mișto și nu cred că este cazul aici, deși creatorii serialului, v-am zis, au lucrat pentru OKKO care a fost ok, adică chiar a avut niște elemente interesante așa și a fost a fost ceva totuși mai care a ieșit în evidență. Eu cred că era mai bine pentru ei dacă pur și simplu, nu știu, începeau ceva complet de la zero decât să facă un remake, dar aparent asta este alegerea celor de la Cartoon Network și mergem cu ea și da, veți avea acest desen animat pe Cartoon Network. Da, că tot vă ziceam de Teen Titans Go, în mai vin și noi episoade din Teen Titans Go, pe care știu că le veți urmări cu o foarte mare atenție, plus un maraton chiar cu acest serial. Cel mai probabil cred că vor veni episoadele care au apărut astă iarnă și poate cele din martie, adică vreo 10 episoade deocamdată. În ceea ce privește maratonul, cred că cel mai probabil vor avea ce să dea, având în vedere că Teen Titans Go are în momentul de față 282 de episoade. Despre Teen Titans Go îmi știți cel mai sigur părerea, deci n-am să mai discut prea multe despre acest serial. Oricum, ideea este că producătorii de la Cartoon Network continuă să pulseze cu Teen Titans Go din nu știu ce motiv. Bine, știu motivul, pentru că sunt sub Warner, dar da, ei continuă să ne aducă acest Teen Titans Go
În loc să se concentreze pe poate o revenire a Teen Titans original, dar da, deocamdată Cartoon Network rămâne cu Teen Titans Go, cei de acum, și ne dă pe ăștia. Și nu știu când se vor opri acum, na, oare vor atinge 1000 și ceva de episoade. nu, dar n-am nimic cu ei. Teen Titans Go sunt obositori și la un moment dat cred că devin și plictisitori, dar ideea este că cu toate acestea v-am zis despre filme, că când am vorbit atunci despre filme, v-am zis că au fost ok și chiar m-au luat prin surprindere filmele, deci dacă nu le-ați văzut filmele astea, cu ocazia asta vă pot spune să vă uitați mai degrabă la Teen Titans Go filmele. Nu sunt chiar cele mai bune, dar sunt peste serial per total, deci da, dacă nu le-ați văzut, vă puteți uita la acelea. În principiu, da, Teen Titans Go continuă, nu știu pentru cât timp, cred că va mai dura până se va termina Teen Titans Go. Deci da, luați de la Cartoon Network Teen Titans Go fără sfârșit. Tot în mai vine și Power Players, am mai vorbit despre acest serial, dar nu știu sigur dacă a apărut, poate îmi spuneți voi. Oricum, din ce se pare așa, el va apărea în mai pe Cartoon Network. Vedem povestea unui băiat care, alături de jucăriile sale, luptă cu răul. V-am zis eu despre acest serial că seamănă destul de mult cu Toy Story. De fapt, mai mult decât atât, seamănă cu o combinație dintre Toy Story și Ben 10, chiar. Și amintește de aceste două. Ideea este că totuși acest serial nu este chiar atât de rău cum e acel remake cu Thundercats, ci chiar e mai bunicel, așa, bine, nici nu are multe episoade deocamdată, e abia la început cumva, nu știu exact cum e animația, n-am văzut, dar din ce pare aici, nu e chiar cine știe ce la capitolul animație. Oricum, cred că acest serial ar avea, nu știu, șanse mai mari să devină mai popular așa față de altele pe Cartoon Network. Deci, da, el va apărea mai, știu că v-am zis că va apărea în aprilie, n-a mai apărut. Și acum, da, l-așteptăm să vină mai atât timp cât ăștia la Cartoon Network nu schimbă din nou planurile. Dar cred că nu le vor mai schimba odată, ci va apărea acum mai și veți vedea despre ce e vorba. Și că mai împrumută și niște chestii de la Miraculos, faptul că personajul se transformă. De aceea, dacă ia așa modelele astea, e posibil ca să fie un serial destul de apreciat, așa, pentru că Miraculos și-a creat și el o mulțime de fani, la fel ca și Toy Story, la fel ca și Ben 10, deci nu în mod cert, dar are șanse mai mari să devină mai popular așa printre oameni față de alte seriale de la Cartoon Network. Oricum, ăsta chiar pare destul de interesant, poate am să-l văd. Bine, mai am și în vedere să văd și Mau Mau, dar da, mai vorbim și despre acesta. Și bineînțeles, după o așteptare de fix 4356 de ani, Steven Universe ajunge și în România cu cel mai bun episod, după părerea mea, și anume Change Your Mind. Concluzia Diamond Days și practic episod care reprezintă trecerea lui Steven de la Steven cel mic la Steven cel cu gât. Și anume la Steven cu mașină și probleme emoționale. Change Your Mind va apărea pe 9 mai și chiar avem și o oră, 18.45. La ora 19.45 pe Cartoon Network va apărea și Steven Universe The Movie. Da, Spinel ajunge și ea în sfârșit în România și o vom vedea dublată. Sincer să fiu, chiar mă bucur că au adus și Change Your Mind, au adus și Steven Universe The Movie în România, mai ales Change Your Mind, pentru că Change Your Mind e de fapt concluzia la Diamond Days și cred că, după părerea mea, chiar concluzia la Steven Universe, seria originală, deci era nevoie să aducă și asta ca să termine cu Steven Universe. Și bineînțeles, Steven Universe The Movie, cel cu Spinel, care vine și el imediat după Change Your Mind. Deci au făcut în ziua asta special, așa, de 9 mai. Le aduc pe amândouă în aceeași zi. Și asta ar deschide așa calea către Steven Universe Future. Dacă se vor apuca să-l dubleze, poate că cine știe, la vară sau prin toamnă o să-l vedem și în România, Steven Universe Future, pentru că nu prea ar avea motiv să nu-l aducă și la noi. Dar deocamdată nu știm nimic despre chestia asta, nu știm când va apărea Steven Universe Future, dar măcar partea bună este că
vor să termine cu Steven Universe, așa că episodul Changer Mind apare, apare și filmul în care vedem pe Steven cum a crescut, cum face Little Homeworld și care e practic deschiderea către Steven Universe Future. Și mai mult decât atât, Steven Universe The Movie este cumva și filmul care explică destul de bine toată povestea asta cu din Steven Universe. V-am mai zis și eu, cred că dacă urmărești doar filmul Steven Universe The Movie, îți faci așa o idee despre tot serialul Steven Universe fără să te mai uiți la el. Deci dacă n-ați văzut Steven Universe The Movie, Cartoon Network, got you fam, 9 mai 1945 îl dă la televizor dublat. Dacă l-ați văzut, și cred că mulți dintre voi de aici deja l-ați văzut, atunci da, o să o vedem și pe Spinel cântând Other Friends în română. Ceea ce cred că va fi interesant și weird în același timp, dar da, sunt curios cum va suna Spinel în română, chiar aș vrea să o ascult. Bun, cam asta este cu ceea ce ne-a pregătit în mai Cartoon Network. Voi ce așteptați așa cel mai mult de la Cartoon Network? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Nice! Hotel Cartoon Network. Cartoon Hotel, haha. Dacă mă pui în video, îți dau câte banane vrei. Pune-mă la final dacă nu distrug planeta bananelor.